Salutare! Salut! Astăzi vă povestim cum puteți face exerciții acasă, chiar dacă nu aveți toată sala de fitness acasă. Dar o să o aveți, în ghilimele zis. Exact. Vlad o să vă arate varianta din sală, iar eu o să vă arăt varianta de acasă. Deja vă vorbeam, început bine. Vă puteți folosi de mobilier, de ce găsim prin... De pereți. Exact, chiar și de pereți. Știm că în ziua de astăzi timpul cumva e mai scurt pentru noi și nu mai avem timp probabil să ajungem la sală sau de cele mai multe ori punem asta în față și zicem nu mergem la sală pentru că stăm în trafic sau nu ne încadrăm în timp. Ei, nu trebuie să mergeți la sală, puteți să faceți și acasă, aceeași intensitate, dar trebuie să vreți, atâta tot. Într-un mod cât mai simplu. Exact, exact. Astăzi... Ce credință le facem, Vlad? Ce le ajutăm? Unul, triceps? Da. Umeri, putem? Da. Și... de picioare? Ce picioare? Ce picioare? Normal. Ce picioare? Bun, haideți să vedeți varianta lui Vlad și varianta mea. Extensiile la cablu se vor executa apăsând în jos, ținând coatele cât mai aproape pe lângă trunchi, fără să mișcăm din articulația umărului. Spatele drept și picioarele ușor depărtate. Brațele îndepărtate la nivelul bazinului și coborăm cu spatele cât mai aproape de bancă. La împins deasupra capului, tot ce trebuie să fim atenți e ca toată tensiunea să o ducem pe abdomen și nu pe lombari. Palmele îndepărtate, abdomenul strâns, capul în prelungirea spatelui. La genoflexiuni avem grijă ca mare parte din greutate să o ducem pe călcâi, și spatele să fie drept. Coborâm până în punctul unde simțim că spatele este drept, nu coborâm mai jos, deoarece începe ușor să se curbeze și va pune ușor presiune pe lombar. În cazul în care nu ai un rucsac, te poți folosi de niște sticle cu apă. La îndreptări la fel, centrul de greutate îl păstrăm pe călcâie, împingem ușor de fesier spre înapoi, picioarele ușor îndoite și spatele drept. Și aici te poți folosi tot de niște sticle cu apă sau ceva cărți mai grele. Deci ați văzut varianta din sală, cât și varianta de acasă. Practic, n-aveți nicio scuză încât să nu faceți mișcare. Tu, practic, n-ai făcut la aparate sau ai făcut fără aparate. Tu cum ai simțit? Ce diferență ai simțit la exerciții? Eu, ca și bărbat, într-adevăr, simt un pic mai tare cu aparate, dar... dacă măresc numărul de repetări și mă concentrez puțin mai tare pe mușchi, intră exact la fel și cele de acasă, la fel ca și cele cu aparate. Deci diferența e atâta tot că trebuie puțin plusat și puțin concentrat mai mult pe mușchi. Acum, dacă e să faceți în sală două serii din anumite exerciții sau trei, depinde de fiecare, acasă faceți puțin mai multe. Exact. Și asta le echilibrați da, perfect. Asta și vreau cumva să dai răspuns exact ce mă gândeam eu. E faptul că, da, și acasă poți să faci exact același tip de antrenament, doar că plusezi cu câteva repetări sau dacă n-ai simțit încă mușchiul că ți-a lucrat, mai plusezi tu. Adică nu rămâne doar până la stadiu în care zici, ok, trebuie să fac 10 repetări și gata, nu mai fac, că acolo e ok. Ei, dacă tu ai simțit că acele 10 repetări au fost ușoare, fă mai încet, fă exercițiul mult mai lent și mai pune câteva cifre acolo în plus să sune bine.
Dar cert este că putem face mișcare absolut oriunde, chiar și în parc, când vremea va fi mai bună sau depinde fiecare unde vă aflați. E că puteți să vă folosiți și de o bancă sau de ce nu... Și am încă una bună, numai cu un prosop. Exact. Sau, asta o să facem data viitoare, exact. Ca să vedeți că și prosopul are un rol foarte important în... Nu numai de șters. Corect, de transpirație. De transpirație, normal. Exact. Așa că o să ne vedeți și la un alt episod și o să vă arătăm și alte tipuri de exerciții. Astăzi v-am arătat 4 exerciții, așa basic, simple, încât să le puteți face și voi corect acasă. Rămâne pe data viitoare. Pa! Nu uitați, faceți mișcare. Exact. Bye, bye! Pa!